Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Am zis să filmez iarăși găinile vecinei, că acum sunt mai calme, s-au mai obișnuit cu mine. Să le vedeți și voi mai bine, că le-am adus și mâncare. Hai! Uitați-le, are o golașă de la mine și aceea albastră este tot de la mine, dar i-am dat-o în urmă cu vreo 9-10 ani, cam așa. Și acestea care le vedeți așa mai albe sunt de la ea scoase de anul trecut. 7 puici și cocoșul parcă, sau 5 puici. Cred că sunt, nu, sunt 6 puici și cocoșul, 7 în total. Haideți că merg în partea asta. Este filmarea făcută de dimineață, dar eu o să o postez după ce o să vin de la biserică, pe la 1 și un pic, aproape de 2, poate. Uitați-le acum ies afară, că am adus mâncare la pisici și acum acelea sigur merg să o mănânce de la ele. Și aceea este tot de la mine, un metis de găină pitică. Da, uitați-le ce frumoase sunt. Aici fac ele ouă și acolo și în cușca aceea. Da, vecina mea a avut și o rață foarte bătrână și i-am dat eu mai de mult un rățoi și a avut și rațele fești, dar că s-a lăsat de ele. Găinile ei clocesc primăvara foarte multe dintre ele și dacă o să clocească o să le pun eu, că ea este bolnavă și da, am eu grijă de găini și de pisici. Și acelea două negre sunt de la mine, una acolo și una să merg în partea asta. Uitați, aici mai fac ele ouă sau acolo. Hai, plecați! Uitați-le! Aici dorm ele pe scara aceea mai mult. Acum sunt toate la masă. Uitați, a trecut și o pisică pe acolo. Pisicile vrea să le dea dacă vreți careva. Eu cred că o să-mi iau una de la ea. Uitați, acolo mai fac ouă găinile. O să vorbesc eu cu cușca aceasta, văd că este destul de bună, dacă o să mi-o dea mie, ar trebui făcut doar curat. Aici erau două cuști, una aici, una acolo, doar că anul trecut a luat scândurile de aici, că au fost cloșca cu pui și da. Dar că eu am farfuria aceasta cu care le-am adus porumbul, uitați. Deci este o cușcă destul de bună, adică, na. Acolo este plasă de sârmă. Găina aceea este preferata mea, cenușie, așa albăstruie. Dar acum le-ați văzut mai bine, să iau farfuria, că să nu uit aici. Le-ați văzut acum mai bine, că nu mai sunt agitate, preajma mea s-a obișnuit cu mine, că deja de foarte mult timp eu am grijă de ele. Uitați acolo și o pisică, este un pui de anul ăsta. Sunt foarte frumoase ele, uitați și neagră aceea. Stați să văd câte are de la mine. Deci, o are pe aceasta golașă, două negre, aceea albastră și încă una are 5. 5 are de la mine și asta înseamnă că 10 sunt de la ea, 7 sunt de anul trecut și restul nu știu de unde le are. Uitați cocoșul ce frumos este, așa țanțoș. Eu am vorbit deja cu vecina mea și a spus că dacă găinile o să clocească, ea oricum nu pune cloșcă, că este bolnavă și pot să le pun eu și poate o să pun și ouă de la ea să îmi scot așa mai albi. Că da, ea nu prea folosește ouăle. Da. Cuștile acestea se cam dărâmă, dar au fost cuși bune, eu țin minte că avea foarte mulți iepuri în ele și da, avea cuști și pe peretele ăla și aici. Avea foarte, foarte mulți iepuri și iepuri mari. Într-un timp a avut și de câmp, doi. Dar nu i-a ținut foarte mult, că făceau pui puțin, doar 1, 2, maxim 3.
Poate să credeți că le-am dat mâncare puțină, dar nu mănâncă pe toată. Seara mai sunt câteva boabe acolo. Uitați-o, pisica cum a trecut. Are 5 pisici, 2 pui de anul ăsta, o pisică și un motan de anul trecut și o pisică mai bătrână de vreo 9 sau 10 ani și poate aceea o să mi-o duc eu. Uitați-le. Și da, prieteni, cam atât ar fi cu acest vlog. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Acesta am fost eu, până data viitoare. La revedere!